Începând cu luna ianuarie anului viitor, dispare ajutorul social. În consecință, toți beneficiarii de ajutor social și de alocație de susținere familială trebuie să fie înregistrați în sistem până la 31 decembrie 2023 pentru a primi în continuare venitul minim de inserție. Începând cu 31 decembrie se va înceta dreptul la ajutorul social și la alocația de susținere a familiei, deci vor înceta prevederile legii 416 și a legii 277. Începând cu 1 ianuarie se va acorda venitul minim de inserție, care cuprinde cele două ajutoare pe care le-am precizat mai înainte, dar pentru acest lucru va trebui să se facă o nouă solicitare. În luna decembrie, cei care știu că se încadrează și care au beneficiat până acum vor trebui să vină să depună o altă cerere la noi încât să putem stabili dreptul cu 1 ianuarie. Chiar este bine cum ați întrebat acest lucru, ca oamenii să fie informați și să știe că în luna decembrie, noi o să mai dăm un anunț în care să spunem că începând cu data de 20 noiembrie pot veni să le oferim informații, să-i pregătim, să le spunem ce înseamnă acest lucru, dar cererile vor fi înregistrate după data de 1 decembrie, de fapt, pe data de 5, că avem acele zile libere, încât să putem stabili dreptul cu 1 ianuarie la noile categorii de ajutoare prevăzute de legea 196. În prezent, o familie beneficiază în total de maximum 785 de lei. Venitul minim de inserție va fi mai mare, respectiv peste 900 de lei.